Da, ce faci? Păpăstru. Salut băieți, am ajuns din nou la un pescuit. Aici cu tovarășul Ramez, la Sălicea, la un mic păstrăv. O să vedem câți pescari sunt pe lac și dacă avem suficient loc. Revenim. Bun. Să vedem. Am avut deja o trăsătură. La prima dată când am pus peștele în apă, mai încercăm. L-am agățat foarte puțin. Folosim niște barțe foarte mici. Hai să vedem dacă mai e acolo. De-aia fac pare cu tine că de aici mai prind. Să vedem dacă mai mușcă. Bă, dacă prind așa unul și eu, vreau să mă las un pic. Da. Dar prind sigur, deja am prins unul, n-ai văzut. Ce botă mică. Mă, că l-am scăpat. Când se iasă din gaură, s-a descățat. Așa e, primul trage repede, știi? După aia mai problematic. Hai să vedem ce mai e aici dincolo, nimic. O să ne încălzească și peștele de mai încolo. Hai să vedem ce zice. Poftim? Da, amândoi. Aveți la voi acum? Da, da. Eu am avut deja o trăsătură. Serios? Da. La dandineta de aia, mă. Aici. Da, în goa pe cealaltă. Aici, la... Așa și eu și luată. Da. Vezi cum pește de la mic, da. O și luată. Ieri domnul a avut așa un pescar, domnul Alteric și... Eh? Dar pentru văzut că te-ai văzut la aia, am spus să vin acolo. Te-ai văzut la aia, vorbim și de alea, la aia. Nu, 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 care cumva nu rog. Ieri a fost asta, n-am avut lui pescare pe tot. Nu oricum mai mutăm, dar nu mai are multă. Liniștit, să spui. Hai să vedem, să fie primul păstrăv. Uite, uite la ai. Da, da. Oh, oh, oh. Da. Cred că l-am scăpat. Ori mi s-o dat pe după copac. Da. Dar peștele acolo încă. Hai să vedem. Ce ești? E cu tot cu creangă. Da, da. Nu, nu, lasă, lasă. Da, da. Hai sus, hai. Hai. No. Uite la primul pește din anul ăsta la copcă. Bă, poți te uiți dacă vrei. Ia să-l vedem puțin mai bine. Ăsta-i. Frumos. Păstrăv cu curcubeu de crescătorie. Am înghițit din păcate
complet. Hai să vedem unde e penseta. No, că am lăsat frâna foarte, foarte deschisă. Și de asta. Hai să vedem dacă putem să scoatem cârligul. Opa, că l-am scos. Da. Bun. Ăsta e păstrăvul. Să-i fac o poză. Încă nu a venit la spinning, am scăpat unul și la spinning, dar degeaba. Că nu-i prins. Revinuți. Du-te. Da. Da, eu n-am venit să iau neapărat, dacă e să-mi iau, iau unul când plec. Păi poate aveți șansa să prindeți acum. Ce să fac? Fiecare cu stilurile lui. Hai să mai vedem unul. Pare că la plută. Hai să-l vedem. Uite-l. Dacă e mai mic, îl duc lui Sonia, dar nu știu dacă e mai mic ăsta. La surată? La Sonia, mă. A, la fată, da. A, dacă e mic? Da. Hai sus, încetuți. Hai, îndepărtează-te. Oi, oi. Asta e mare. Hai. Ieși. Încă unul. Încă un curcubeu frumos. De crescătorie. Ăsta șasea care acum i-au băgat? Mă, după cum îl văd la codă rupt. Vezi. Da, bineînțeles. A, la asta de fapt nu știu dacă îi dau drumul. Ce? I-am scos stomacul. I-am scos stomacul. Atunci nu mai pot să-i dai drumul. Dacă... Hai de cap, mă, dar nici n-am cum să o scot de acolo, mă. Ce să am? Aia, nu mă. Hai. Pe ăsta-l mâncăm. Oricum m-aș fi bucurat, dacă era unul mai mic.
Zic că mă bucuram mai tare dacă era unul mai mic. Îl duceam lui Sonia. Să mai punem aici ceva. Hai să vedem. Eu nu știu cum vine asta, așa. Mersi frumos, încă o dată. Încă îi. Eu îl las, dar nu mă las să iei. Încă o trăsătură. Asta e a lui. Ce-mi place când se grebea și din iată, dar îmi cumpăr și eu. Da, păi ridică că nici nu mai e acolo, că văd că cam stă pe loc. Hai să vedem. Nu mai e. Las peștișorul la viu, mă trebuie, ce fain în locul. Că este când o ia numai așa, un picuț. După aia o las în pace. Iar-i pe oră, mă. Las-o dezgățat, că o tras, o tras și... Da. Bravo, Romel. Am auzit să zic că plec. Ia ce frumos e. Stai de acum. Bine, bă, băiatule, vrei și poză? A, nu. Vrei să faci poză? Păi n-am telefonul pe mașină. Pune-l acolo, bine. Pune-l pe acelea lângă ăsta, la altă. Nu, ce bine, e în sfârșit. Ala-i bro. Uite ce frumos e ăla. Uite ce frumos e ăla. Ia ridică-l un picuț, că aveam camera pornită. Stai să-l vedem. Uite-l. Drăguț. Hai să prindem și noi. Hai, mă duc înapoi la locul meu. Unde am avut rezultate azi dimineață la morunșca asta. Bă, poate că-mi tragi mie. Da. Mi-a tras. Și s-a dus. A, o fost știucă.
Mi-a tăiat firul. Ah, ce nasol. Extraordinar. Dacă nu stai lângă băieți, ce se întâmplă? Și cam asta a fost partida de pescuit. Din păcate, la 5 se închide lacul, deci trebuie părăstit incinta. Așa că, pare că pe ziua de azi a rămas doar cu 2 păstră, câteva ratări și bineînțeles o știu că scăpată. Nu știu, sper că o să mai fac o partidă, nu sunt sigur, dar până atunci, fiind întins, vă doresc și ne vedem pe apă.